În prima parte a ședinței de astăzi ți-am pregătit o partidă de-a lui Magnus Carlsen împotriva lui Benjamin Bock, jucată la Doha în 2016, care este, din punctul meu de vedere, impresionantă, efectiv, dar impresionantă datorită simplității. Deci vei vedea practic un final în care un mic avantaj este, ca să spun așa, transformat cu precizie matematică, iar în partea a doua a lecției vom vorbi despre surprizele în deschidere pe care ți le poate pregăti adversarul sau, normal, că poți și tu să pregătești la rândul tău surprize adversarului și cum trebuie ele tratate, da? Bun, deci am să încep prima dată cu această partidă Magnus Carlsen Benjamin Bock Doha 2016. Să nu te aștepți la o partidă plină de combinații sau altceva. Încă o dată, simplitatea acestei partide, la o adică, pe mine mă impresionează foarte mult, poate devine și vârsta pe care o am, da? Deci pot să încep? Ok. Deci alb Magnus Carlsen, Benjamin Bock, negru, D4, cal F6, nebun F4. Mutare caracteristică sistemului londonez pe care eu ți l-am prezentat aici în mai multe episoade, da? Un sistem foarte solid la alb. D5, E3, da? C5. Și aici o mică deviație față de sistemul londonez. De obicei, în sistemul londonez, aici Sophie se joacă C3. Dar Magnus Carlsen, pe baza unor concluzii de ale lui trase în pregătirea de acasă, preferă această mutare, cal C3. Cel puțin în partida de față. Pardon. Deci CD4, E4, A6, nebun D3, dezvoltare, cal C6, calul din C3 la E2, o mutare foarte, ca să spun așa, interesantă și din nou care arată că albul la adică gândește de la primele mutări. Deci mutări de genul acesta, Sophie, calul din G1 la F3, care sunt foarte naturale, mă dezvolt și mi-apăr pionul, ca să spun așa, negru poate juca nebun G4 cu un joc foarte, foarte plăcut și foarte lejer. Trebuie să te retragi cu nebunul înapoi, poți să și joci pe urmă E7, E6, ai un nebun prost, dar e prost activ în fața pionilor din centrul tablei, nu am probleme. Iar dacă eventual ai scoate, să zicem aici, calul din G1 la E2, îți dau o idee, ca eventual la nebun G4 să joci F3, te poți pomeni cu mutări de genul ăsta la alt, ca să spun așa, cal B4, da? Și să te lase, să te cam lase fără pereche de nebuni. Este foarte adevărat că și după cal C3 E2 la o adică negru tot te poate lăsa fără pereche de nebuni, dar este altceva aici. După C3, calia pe D3, dama ia pe D3, albul ar obține o poziție puțin, nu mai mult, dar puțin superioară. Vei vedea în această partidă cum Magnus Carlsen practic caută mici, dar foarte mici avantaje, putem spune chiar microscopice, și să intre în final. Deci încă o dată, cale 2, nebun G4, pion C3, îmi apăr pionul din D4, calul din E2 fiind legat și împiedic definitiv acest cal B4, pion E6, negru la adică vezi să fi tot obține un joc foarte lejer. Dama D2, deslegare de căluț, nebun H5 pentru a veni eventual la G6,
nebun G5, leg acel cal, nebun G6, negru aici precis se gândește așa, joc cu campionul mondial, vreau să joc la remiză și într-adevăr poziția aceasta pusă pe calculator este egală, complet. Dar egală, complet, asta nu înseamnă că este remiză, complet. Cal pe 4, observ Sofie, încă o dată remarcăm manevra aceea, cal C3, cale 2, cal pe 4, da? Nebunea pe D3, calea pe D3, nebun D6, cal pe 3, cale 4, aici, deci încă o dată, acest cale 4 este făcut efectiv pentru a-i forța mâna albului să intre în final. Pentru că, într-adevăr, acest cale 4, la o adică, aproape te silește pe tine cu albul să intri în final, acceptând schimbul de dame. Pentru că în acest moment am două bătăi pe acest nebun, da? Și ai și dama atacat. Da? Și atunci vrei, nu vrei, trebuie să bați dama neagră, nebunea pe D8, asta și face Magnus Carlsen. Evident că negru bate dama din D2 și acum din nou ești cam forțat să bați acest cal cu regele și foarte bine faci pentru că se apropie finalul și după turnea pe D8 Sophie s-a obținut un final, o secătură de final, scuze-mi expresia, o egalitate completă, o ceva care orice mare maestru la o adică cu țiglele pe casă, ca să spun așa, ar zice, hai că e remiză chiar, hai să o dăm să plecăm acasă. Dar Magnus Carlsen vrea să o câștige. Și să vezi cum încet, încet îi creează negrului o slăbiciune și pe urmă începe să profite de ea. Turnul la E1, turnul din H1 la E1, da? Rocadă mică, negru, și A4. Turn C8, turn pe coloană semideschisă și în acest moment Magnus Carlsen joacă A5. Cu acest A5, Sophie la o adică, pur și simplu îi creează negrului un pion înapoiat la B7. Care mai târziu poate fi supus atacului. Deși clar nu se vede în acest moment pe ce rută, cum te duci cu turnul. La A3 și B3 nu poți, în plus A4, B4 nu poți, în plus la o adică tu ți-ai dus pionul la A5 care împiedică B7, B5, dar pentru a păstra acest pion în viață aici, tu trebuie tot timpul să-i ții turnul în spate, să-l aperi. Ce afacere ai făcut? Zice negru aici. Care continuă cu minte cu turn E8. Dar acum Magnus Carlsen într-un fel profită și de faptul că negru dorește la o adică să facă schimb și efectiv provoacă schimbul acestui cal de la C6 care mi împiedică mie tura mea din A1 să stea după pionul din A5 și joacă pur și simplu cale 5. Nebunea pe E5, calea pe E5, calea pe E5, turnea pe E5, ce doamne iartă-mă de final este ăsta? Joc F6, te arunc în spate, turne 3 și rege F7, regele se și centralizează. Și poziția asta, într-adevăr, putem spune că este relativ egală dacă știi să o joci cu negru și ești conștient totuși că ai o slăbiciune. Slăbiciunea respectivă este provocată de acest pion de la A5 alb, da? Care te împiedică pe tine cu negru să joci B7, B5, pentru că ți-l lua în pasant și bye-bye. Și dispărând piesele ușoare negre, eu cu albul am la dispoziție manevra turn A4 și turn B4 și ți-l iau la țintă. Ups. Și exact asta joacă Magnus Carlsen aici, cu intenția clară de a juca turn B4.
Normal că Boc începe să simtă puțin niște fiori reși pe șira spinării și zice, hai să mai schimbăm, să mai schimbăm, să mai schimbăm și o tură ca să ne apropiem cât mai mult de remiză în această partidă și joacă turn C4. Dar după turnea pe C4, de ea pe C4, încă o dată observ că am făcut cu roșu acei doi pioni negri, unul la B7 și unul la A6, ca ce vreau eu să spun să fie aici. De fapt, acest turn C4 este o inexactitate. Alergăm cu limba scoasă după schimburi și de turnul de cât mai multe piese, da? Benjamin Boc intră în poziție inferioară. El oricum ar fi intrat în poziție inferioară. El observă aici, practic, că după turn B4 și eventual un turn B6, albul începe să facă presiune. Atât pe pionul din B7, cât și pe pionul din E6, da? Că ar fi două turnuri așa. Și se gândește, de aceea se gândește aici să schimbe turnul din C8 pe turnul din A4. Însă, încă o dată, trebuia pur și simplu aici să adopte o poziție pasivă și să joace efectiv turn C7 și să stea așa. Adică te gândești că tu cu albul, până la urmă, dacă vrei să rupi ceva aici, vei fi forțat mai devreme sau mai târziu să faci o împingere de pion și să înceapă să se schimbe piese. Pentru că ce nu înțelege negrul aici, că dacă adoptă această poziție pasivă pentru a promova în joc, Magnus Carlsen trebuie să facă înainte de pion. Asta înseamnă că se ajunge la schimburi de pion, ceea ce schimburile de pion la o adică, mai ales că armatele sunt egale, în acest moment armatele sunt egale, fiecare are două turnuri și șapte pioni, iar schimburile de pion apropie la fel ca și schimburile de piese partida spre remiză. Dar el zice că să schimbe cele două turnuri, de aceea turn C4 este greșit. O inexactitate care încă o dată îi dă șanse lui Magnus Carlsen să joace efectiv la câștig, deși aici este puțin dificil de văzut mutarea următoare, care este totuși din nou efectiv bazată pe slăbiciunea pionului din B7. Deci uite să fie ce joacă el aici, B3. Și pe cum? Dai un pion? Păi da un pion. Dar dacă bați direct, după ce voi juca C4, să-ți iau acest pion de la B3 cu turnul și pe urmă să încep să fac presiune pe puful, efectiv ajungi să fii într-o poziție simplă, dar în care pur și simplu acest pion alb face cât cei doi pion negri, pentru că îi blochează efectiv și albul ar avea un pion în plus practic, nu teoretic. Teoretic pionii sunt egali după ce capturezi acest pion. Într-adevăr poți să joci aici turn de 8 să zicem, dar după rege C3 când joci B2, eu tot ți-l voi lua. Turn E1, turn B1, turn B2, fac presiune. De aceea în partidă Benjamin Boc nu bate aici și joacă turn C8. Dar din nou turnul ăsta vine unde trebuie, turn E1 jos și acum bate turn B1, evident că mi-l iau înapoi, dar când mi-l iau înapoi acum devine și mai, ca să spun așa, vizibilă slăbiciunea pionului B7. Activ, încearcă să fie activ negru aici, turnea pe B3 și turna 4. Fără să-ți dai seama însă aici, practic ai rămas fără un pion. Turnea pe B7 șah și după rege G6, că nu poți să te duci în jos, de fapt chiar dacă te duci în jos tot aia, turn B6. Și după turnea pe A5, turnea pe E6. Am un pion în plus și pentru a recupera acest pion eu practic sunt forțat la o adică cu negru să-ți dau acest șah de tot.
Sofie, în primul rând să ții minte, în astfel de poziții care pot apărea foarte des în eventuala ta, ca să spun așa, carieră șahistă, niciodată să nu te duci cu regele în jos. Te duci tot timpul cu regele în sus. Poți să joci și rege 3, dar la o adică Magnus Carlsen se gândește, lasă-l mă pe amărât, să-și ia pionul lipsă înapoi și joacă rege de 3, mult mai tare mutarea. De ce? Pentru că după turnea pe F2, în astfel de finaluri de turnuri, Sophie, din nou s-a restabilit echilibru material. La, adică poți să spui, păi stai un pic, stai un pic, că s-ar putea să ți-l pap și pe ăsta și pe ăsta și chiar să rămân cu pion în plus. Da, dar încă o dată, în astfel de finaluri, foarte mare valoare o au pionii liberi. Ups. Și să ne uităm un pic, dacă negru în acest moment are un singur pion liber care e și atacat, dar Magnus are 2. Și Magnus nici nu-și mai pierde timpul cu câștigul acestui pion și împinge C4. Și după turnea pe G2, ăsta zice C5. Rege F5, încercând să se apropie de pioni. Deci, de exemplu, aici la o adică poți să bați și la A6, dar regele este foarte aproape la o adică de pionul liber. De aceea Magnus Carlsen pur și simplu aici îi trage un gard electric pe coloana E și joacă turneul. Și Sophie, după turn B2, pentru că acest rege este complet tăiat și pionii ăștia pur și simplu mărșăluiesc în față, Magnus Carlsen joacă C6 și negru cedează, Sophie. Uluitor de simplă. Uluitor de... Deci eu cu negru am un pion în plus, dar sunt complet pierdut aici, pentru că acești doi pioni se rostogolesc pe tine ca vântul și ca gândul, da? Deci joci turn B8, joc D5, pe urmă rege C4, rege C5, pionul tău de la A6 face cât tot ceapă degerată, în primul rând are 1, 2, 3, 4, 5, câmpul A1 oricum este păzit, dar pionii ăștia doi pur și simplu se rostogolesc fără ca regele negru să poată participa la o eventuală blocare acestor doi pioni. Și după cum știm, Sophie, doi pion pe linia 6 legați sunt mai tare decât un turn. Deci gândește-te efectiv că aici eu cu albul voi juca D5, D6, am câștigat partida. De aceea aici Benjamin Bock a cedat partida. O partidă extrem de liniară, o partidă fără niciun fel de complicații, o partidă în care negru a fost convins până în finalului că va obține lejer remiză și de fapt totul se transformă într-un coșmar, da? Pentru a mă, cum să spun eu, revanșa pentru această partidă care într-adevăr pare destul de așa. Hai să-ți arăt și o scurtă partidă mai gubilitică, ca să spun așa, jucată între Iosif Dorfman și Oleg Romanishin în la Cienfuegos în, nu în 2008, în cât e jucată, în 1977. Oleg Romanishin a fost și este, am impresia, încă mai trăiește, dar s-a cam lăsat deja datorită vârstei înaintate, un mare maestru sovietic foarte, foarte puternic, făcând parte din generația de mari maestri care rupeau la un moment dat totul pe lumea asta. Și Dorfman a fost la fel un mare maestru, de asemenea, puțin în linia a doua. Deci
alb Iosif Dorman, negru Oleg Romanishin, cal Petre. Mutare bună, da, pentru că ți-am spus, când joci cu albul, la prima mutare, dacă vrei să joci clar pentru inițiativă, optezi pentru E4, D4, cal F3 sau C4. Deci cal F3 este o mutare bună. Aici Dorman îi joacă G6. Romanishin, scuză-mă. Deci G6, încercând să aducă partida în deschiderea iugoslavă, și reușește acest lucru. Deci după E4, nebun G7, D4. D6, cal C3. Aici Sophie este foarte adevărat că dacă dorește, albul poate să intre și în indiana regiului cu C2-C4. Și după cal F6, cal C3, și asta este poziție clasică de indiana regiului. Da? Dar, încă o dată, albul aici optează pentru iugoslavă, cal C3, care, spre deosebire de indiana regiului, preferă să-și dezvolte foarte rapid piesele ușoare afară, da? Nebun G4, îți leg căluțul, nebun E3, îți leg căluțul și eventual am și o mică amenințare. Nebunea pe F3 și tu nu poți să bați cu dama că îți bat în D4. Nu s-o fi. De aceea albul își dezvoltă încă o piesă ușoară, își mai apără o dată pionul din D4, cal C6, îl mai atac o dată și D5. Această înaintare este o înaintare agresivă, dar de preferat, cel puțin eu în locul albului aș fi jucat nebun B5 aici. E. Da? Care are, ca să spun așa, plusul că îmi dezvoltă o piesă ușoară. Practic mi-am dezvoltat toate piesele ușoare și pot face rocadă. Nu mi-e de niciun fel frică că vei bate la D4 atâta timp cât căluțul din C6 este complet legat și eventual acum ameninț D5. Da? Este foarte adevărat că după A6 practic mă poți lăsa tu pe mine fără pereche de nebuni, deci cam trebuie să bat la C6, dar poziția asta la o adică după ce joc și eu la rândul meu H3, ori te retragi cu nebunul pentru a-ți păstra perechea de nebuni, ori îmi cedești și tu perechea de nebuni și bați la F3, dar poziția asta pe mine cu albul nu poate decât să mă încânte, da? Pentru că am toate piesele scoase afară, fac imediat rocada, tu ai și pion dubli, îmi place poziția asta. De aceea zic că aici, în locul albului care optează pentru D5, care este o mutare mult mai agresivă, evident, aș fi jucat nebun B5. Cale 5, pe faptul că acest căluț este legat în spate fiind dama, nebun E2, da? Și calea pe F3. Deci Romanishin, care este cu negru, pur și simplu, hai să într-o tabla, că în fond negru câștigă aici, da? Încearcă la o adică să calmeze cât de cât jocul aici și se face acest schimb. Calea pe F3 și foarte agresiv, foarte agresiv, albul bate cu ghiu, ca să înțelege această mutare. Te poți gândi, băi, păi bat cu ghiu pentru că vreau să fac eventual un atac pe coloana G. Bine, îi zice negru, dacă vrei să duci turnul eventual pe coloana G, într-adevăr vei avea un turn pe coloană semideschisă, dar ce, Doamne, iartă-mă, cam totuși cazemat aici, te lovești, se lovește turnul ăsta de pionul din G6. Ce atac e ăsta? Romanishin zice, deci încă o dată, de preferat aici, încă o dată, eu personal aș fi bătut cu nebun. Dar din nou este foarte posibil ca negru să schimbe totul pe aici, da? Și să zic că tăticul stau foarte bine. Deci încă o dată suntem în acest moment al partidei, joacă G2-a pe F3 cu atac de nebun, trebuie să-mi retrag nebunul, nebun H5, nebun B5 șah.
Și aici, practic, vedem de ce, de fapt, ca să spun așa, alb a bătut cu ghiu. Pentru că acest nebun G5, nebun B5-A, îl lasă pe negru fără rocadă, Sophie, da? Trebuie să muți din rege. Da, Oleg zice foarte bine, să crești mare, încă n-ai centru deschis, rege F8, rocadă mică. Deși pare ciudată rocada asta mică, având în vedere că totuși păturica asta este cam spart. Dar albul zice, uite, eu mi-am făcut rocada, tu nu ți-ai făcut-o. Ești un întârziat în efectuarea rocadei. Și tu nici nu mai poți să o faci. Pion E6, bate, la prima vedere un schimb care pare cel puțin la prima vedere foarte bun pentru alb, da? Pentru că nu există rege H8 și turn F8, să zici că mi-am făcut rost de o coloană semideschisă. Ți-ai făcut rost de o coloană semideschisă pentru atac cu propriul rege? Cum vine asta? Dar să vezi o logica negrului aici. După nebune 2 înapoi, damă H4. Deci toată ideea acestui E6 a fost pur și simplu ca el, în speță negru, să-și transfere imediat dama pe flancul regiului. Pentru că negru aici simte sânge la orizont. Zice, las că ai tu păturică spartă, o ai avea și o păturică spartă, dar tu nu prea poți să mă atași pe mine. Deci încă o dată, E6, D6, F6 și după nebune 2, damă H4. Și aici Sophie Albu revine, ca să spun așa, la planul vechi, care pare în acest moment chiar puțin și mai promițător, pentru că dacă îți duci în acest moment chipurile turn pe coloana G, pionul G6 nu mai este apărat din spate decât eventual de pionul din H7 și joacă rege H1, care însă Sophie este o mare, mare blocare. O mare, mare prostie. Și Sophie, cât îmi aprinde o țigare, propune o mutare pentru negru. Care câștigă partida, Sophie? Vezi ceva? Vreo idee, ceva? Uite, Sophie, de exemplu, ideea asta nu ți se pare minunată? Nebune 5 să-ți dau mat la H2. Este minunată ideea? Da, dar are și pe 4 aici. Și după ce schimb totul, nu-mi place deloc. Și atunci ce faci tu cu negru ca să nu mai ai F4 la dispoziție, Sophie? Deci, Sophie, fii atentă ce joacă negru aici, nebunea pe F3 și și efectiv aici domnul alb a cedat. De ce? Dacă nu e nebunul și joci rege G1, ești mat într-o mutare, da? Mate. Dacă când îl bați, nu o să mai ai niciun pion F2, F4. După nebune 5 ești mat pe tablă. Observ, da, mai ia pe H2. Mat. Pentru că pur și simplu albul și-a blocat cu acest nebun F3, dar purța de împrejurări,
Orice fel de înaintare a vreunui pion alb pe coloana F pentru a închide diagonala asta H2B8. Deci, practic, aici negru este făcut mat imparabil. Ca o curiozitate să fie aici, rege H1 într-adevăr a fost o greșeală foarte urâtă din partea albului, o gafă, cum se spune, pentru că el, adică, ar fi avut la dispoziție cal B5, să zicem. Și acum aceeași chestie nu mai merge, Sofie. De ce? Pentru că pur și simplu joc Bibi, turne 1. Și când bați, fuge tati. Și pur și simplu aici albul începe să râdă de negru. Zice, am o piesă în plus. Hi-hi. Da? Dar el, săracul, s-a băgat singur, voluntar, cum s-ar spune, sau involuntar, cred că n-a vrut. Așa, și a mutat regele la H1. Adică a zis, stai să mă îngrop mai bine, ca struțul să nu mă vadă lupul cel rău. Și lupul cel rău l-a văzut imediat. Bun. Și acum trecem la al doilea capitol pe ziua de azi. Hai să vorbim puțin despre cum trebuie să tratăm surprizele pe care adversarul le poate crea în deschidere. Și începem cu niște surprize din apărarea spaniolă, de exemplu. Și doresc să-ți arăt această primă partidă jucată între doi mari maestri, unul foarte de top, ca să spun așa, Evgeni Tomașevski, dacă ne uităm cu granița de 2700 depășit, dar și altul este de o forță tot la fel, dar nu este super crema aia, are 2637. Deci, Vasiv Durarbaili împotriva lui Evgeni Tomașevski. Tomașevski, eu am văzut în direct, Sofie, niște partide de ale lui jucate la șah rapid, la tot felul de campionate mondiale sau chiar de blitz, împotriva lui Magnus Carlsen, niște partide fantastice. Bun, să ne uităm la această partidă care este jucată la timp normal în Istanbul. Deci, Durarbaili acesta este cu alb, Tomașevski cu negru și partida începe cu spaniol. E4, E5, calfe 3, calce 6, ce am învățat, nebun B5, A6, morfi, nebun A4, fără schimb, calfe 6, rocadă mică, nebun E7, turne 1, totu-i teorie, B5, nebun B3, rocadă mică. Deci, Sofie, în acest moment, negru arată clar intenția lui de a juca ce? Atacul Marshall, da? Atac Marshall, care, îți aduc aminte încă o dată, este îndreptat împotriva continuării normale a planului alb din spaniolă, care constă în C3 și D4 și calul aici și cal aici și cal aici. Un plan care propune negrului un joc plin de manevre, dar în care albul tot timpul să stea mai bine. Deci, încă o dată, dacă joci aici C3, te poți pomeni cu un atac nemaipomenit, negru dându-ți un pion, da? După ED5, cal D5, cale 5, cale 5, turne 5, negru joacă aici C6 și după D4 joacă nebun D6 și după turne 1, dama H4 și uite-te la haita asta de piese negre, care deja încep să se uite extrem, dar extrem de urât, scuză-mă, la regele tău, da? Deci asta dorește negru să joace. Și de obicei aici, mari maestri de top, inclusiv un meci pentru titlul mondial, ai văzut, cu Magnus Carlsen, tot timpul când juca cu negru, îi juca spaniola și aici tot timpul dorea să intre Marshall și ea Nepomniachtchi a evitat tot timpul, jucând în prima partidă H2, H3 sau în următoarele partide A2, A4, toate fiind așa zisele sisteme anti-Marshall. În partida de față însă, alb își joacă D4. Este o scoatere la o adică din teorie o astfel de mutare? Da. Hai să zicem, Sofie, că tu
progresăm foarte mult în șah, la un moment dat vei, ca să spun așa, și într-adevăr, dacă progresezi în șah, simți la un moment dat nevoia să îți îmbunătățești repertoriul de deschideri și să zicem că ești exact în acea etapă în care tu ți-ai stabilit pentru negru ce să joci împotriva lui E4 și ce să joci împotriva lui D4. Și ajungi, ți-ai propus să joci spaniola, eventual atac cu Marshall, și adversarul din fața ta îți face o astfel de mutare. Primul meu sfat pentru tine, pe care Tomaszewski aici îl aplică cu brio, este să nu cumva să te grăbești. Ca să zic așa, trage aer puternic în piept și trebuie neapărat să vezi ideea din spatele mutării respective. Pentru că acest D2 D4 este totuși periculos. Dar nu este considerată o mutare bună. Nu trebuie să te grăbești. Nu trebuie să-i arăți celui din fața ta că ești tobă. Nu te-a luat deloc prin surprindere mutarea care a făcut-o. Stai și te gândești, pentru că graba e cel mai mare dușman al jucătorului de șah. Și vezi la o adică ce cuprinde această mutare, care e ideea din spate. Și dintr-o dată negru aici își dă seama așa, că dacă bate E4, îi se împinge în cal și calul ăsta cam trebuie să vină săracul înapoi, adică la E8, nu? Și încep să fii strâns cu ușa de către negru. Pentru că aici, de exemplu, dacă joci cal G4 după H3, te rog să mă crezi, Sofie, că aici practic ești pierdut. Ca să-ți iei piesa înapoi, trebuie să strici păturica și pe regele ăsta, deși intrăm în primăvară, îl va lua rapid frigul. Mai ales că vezi că în continuare este frig afară. Deci are păturică spartă, la revedere. Dar și după calea 8, spune și mie, Sofie, dacă tu te-ai simțit bine aici. Nu? Calea 8, pion C3, poate să joace albul. Și după ce bat și bate, deși chipurile ai avea un pion în plus cu negru, toate piesele tale sunt aruncate pe ultimele 3 linii, de fapt pe ultimele 2 linii, doar un cale este pe aici scos. Restul toate stau aici îngrămădite și se calcă pe bombeuri, una pe alta. Îți place o astfel de variantă? Nu. Și atunci Tomaszewski zice, păi lasă că bat cu calul, calia pe D4. Pe ideea că dacă cumva bați la E5, nu, să-ți iei pionul înapoi, voi bate la B3, chit că-ți deschid coloana A pentru turnul din A1, da, dar după nebun B7 care le iau pe ăsta la țintă, pe urmă ți-l arunc și căluțul ăsta înapoi, da, rămân și eu cu pereche de nebuni și un joc super, super lejer. Nu e bine să joci D6 aici, Sofie, de exemplu, că îți joacă cal C6 și te lasă și fără pereche de nebun, da? Dar joc normal, nebun, B7, atac asupra acestuia și pe urmă, eventual, poți să joci și D6, ți-l arunc, sunt cel puțin egal aici. Dar albul, încă o dată, aplică, ca să spun așa, are chef de altceva aici, Sofie. Și uite ce joacă Sofie albul în partidă, nebunea pe F7 cu șah. Ups. Și pare într-adevăr foarte foarte periculoasă această variantă. După turnea pe F7 îți bate la E5. Deci ce am făcut până acum? Ți-am dat ție o figură, dar ai în priză și căluțul din D4 și ai și turnul din F7 la, adică tot în priză. Și nu-mi place varianta asta la prima vedere. Deci dacă îmi retrag, unde, doamne, ce să-mi retrag? Să-mi retrag căluțul, dar unde? O să-mi bată turnul din F7, pe urmă poate să-mi dea și în calul ăsta să împingă pionul. Și atunci Tomaszewski aici se împacă cu ideea că va rămâne cu pionii minus, dar va fi mai dezvoltat decât adversarul și joacă turn F8.
Și după damă de 4 îi joacă C5. În acest moment pot spune că albul, adică această mică combinație a albului, s-a soldat cu câștig material pentru el, nu, Sophie? Pentru că negru nu are decât 6 pioni și eu cu alb am 7. Da. Dar rocada mea față de rocada ta are și o coloană semideschisă. Iar eu nu am decât o singură piesă ușoară de dezvoltat, tu ai două. Am compensație? Am, Sophie, și ca să spun așa, continuarea din partida arată că Tomaszewski a gândit foarte corect această poziție, pe care el a prevăzut-o de la acel calea pe D4 și a dat seama că într-un fel a intrat, ca să spun așa, într-o pregătire de acasă adversarului, că se pot întâmpla și astfel de lucruri. Dar încă o dată, sfat, nu te grăbi, recalculează-ți poziția și dă-ți seama care este ideea din spatele mutării adversarului și combate-o cât mai activ. Nu lua poziția crabului sau broastei testoase, se bagă în carapace. Că dacă ești în mare și broasca testoasă se bagă în carapace când vine un rechin din ăla, s-ar putea rechinul să-i spargă carapacea. Deci, damă de 1 înapoi, nebun B7, deja vreau să-mi iau pionul înapoi, cal C3. Pe ideea clară că la B4 să joc cal D5 și să nu câștigi niciun pion. Nu, Sophie? Dar Tomaszewski foarte cu minte, damă C7. Îl luăm la țintă pe puf. Cal G4. Da. Și acum, calea pe G4, dama pe G4, nebun de 6. Am un pion în minus. Da, dar am pereche de nebuni. Dar nu mai că am pereche de nebuni. Am și doi nebuni horviți, da? Bibi. Care se uită foarte, foarte urât la regele tău. Dama H5. Nebun E5. Nebun D2, ca să-l apăr pe acest cal. Și acum negru zice, bine, e clar că o să am ceva activitate mai îndelungată aici, B4. Acest B4 practic îl duce pe negru la recâștigarea pionului, pentru că nu prea-ți vine să joci cal de 1, ce neapă de poziția ar fi asta, nu? Ca să-ți aperi pionul din B2. Așa, de aceea albul vrei, nu vrei, trebuie să joace cal D5, dar după nebunea pe D5, ea pe D5, bate la B2 și efectiv în acest moment, ca să spun așa, negru are stabilit echilibru material. Să vedem cum continuă partida. Calculatorul deja zice că negru stă aici mai bine. Turnul din A1 la D1. Nebun D4. Uite-te ce nebun tăticam acolo. Nebun E3. Nebun C3. Nu ți-l schimb. D6. Mutare intermediară. Deci mi-ataci turnul, ți-atac și o damă. Hai să fii sănătos. Damă C6. Turn pe 1. La loc. Turn de A8. Și observăm aici toate piesele, ca să spun așa, negre sunt bine mersi. Te poți gândi foarte bine, 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 dar de ce nu poți să bat acest pion de la C5 care e atacat de două ori și n-ar fi deloc decât o dată apărat. Dar adevărul e că dacă vrei să bați acel pion de la C5, nu poți să-l bați decât cu dama. Că dacă îl bați cu nebunul, ai pierdut o piesă după turne 8. Dar chiar dacă îl bați și cu dama, Sophie, să zicem că bați cu dama, bat cu dama, bați cu ăsta, îți joc turn F5, bibi, și după nebun de 4, turne 2. Și spic. Nu mai ai cum să-l aperi. Și un porcușor pe linia a doua cu tot pionul meu în minus, în acest moment voi recupera pionul minus și voi obține eventual și un pion liber la mama naibii la C3.
Finalul ăsta este clar în favoarea negrului, de aceea albul se ferește să bată acel pion de la C5, care că odată la prima vedere zici că poți să-l iau, nu poți să-l iei, și joacă la schiburi de damă, damă de 5 șah. Urmează damă, ia pe D5, turn ia pe D5, ia uite că ți-l atac acum pe ăsta de două ori, să crești mare, zice Tomaszewski, turn de FD1, turn E6, turn C5, vreau să ți-l iau pe puful, Tomaszewski zice, stai că ți-l iau și eu pe ăsta, turn C8 șah, s-a răzgândit, pe GF7, și nebun C5. Turne 5 și aici albul Sophie, deși armatele sunt puține pe tablă și alb și negru au armate relativ reduse ca și componență, poziția asta este, și deși nu pare, poziția asta este extrem de dificilă pentru alb, care în plus mai este și în criză de timp. Și aici, fiind complet în apărare, o gafează urât de tot și joacă nebun B6. Din o Sophie, până mi-a prind o țigare, propune-mi o mutare pentru negru, în urma în care mutări albul cedează. Sophie, are albul lupt făcut? Nu. Deci albul nu are lupt făcut, da? Dar cel puțin zici că pe moment, corect, dar zici că da, da, am un turn la D1 care mi-apără ultima linie. Nu poți să-mi dai, de exemplu, turn E1 șah, că nu e mat, că ți-l bag cu turnul din E1, din D1. Ce joci ai? Cum îndepărtez acel turn de acolo, de pe linia întâi? E bună mutarea asta? Nu, Sophie, uite-te la tablă. E bună mutarea asta, turnea pe D6. Care îți face și atac dublu. Asupra turnului din D1 și asupra nebunului din B6. Deci nu poți să bați turnul că ești mat pe ultima linie, neavând lupt. Mate. Iar dacă te retragi cu turnul, îți mai au și pe domnul nebun. Și evident că aici este timpul să cedezi, pentru că ai pur și simplu un nebun și un pion în minus, da? Și poziție disperată. De toate culorile. Bun. Deci am observat cum un mare maestru știe practic să facă față stresului realizat de o continuare mai neobișnuită în deschidere, pentru că încă o dată acel D2 D4 este o continuare neobișnuită. Acum ne uităm la o partidă la doi jucători nu chiar așa de tari, pa chiar acest Royal Romanovski e cu un elo foarte apropiat de al meu, are 1856, dar e bine din când în când să ne uităm și la jucători din ăștia mai de talia noastră, să vedem dacă ei joacă la fel de bine ca noi sau joacă mai slab ca noi. Deci la alb este o domnișoară, Elena Țoțonova, și la negru este un băiețaș, Royal Romanesco. De E4, din nou spaniolă, din nou Morphy, variantă Morphy, din nou clasic B5, din nou pregătire pentru
atacul marș. De ce că o dată să o fie aici? Dacă nu ai chef să joci atacul marș, al intri în spaniolă normală cu D7-D6. Da? Și după C3, rocadă mică, H3, ai o groază de continuări. Nebun, B7, de exemplu, D4, turnă 8, îți dau și eu diferite. Asta ce variantă este, Sofia? Varianta? Zaitsev-Smyslov, da? Foarte populară la începutul anilor 90, inclusiv jucată în meci pentru titlul mondial, Kasparov alb, Karpov negru. Da? Revenind înapoi, încă o dată aici, negru face direct rocadă și vrea să joace încă o dată, îi dorește foarte mult să joace atacul marș. Și albul evident că nu vrea să pice sub atacul Marshall și joacă una din mutările anti-Marshall, care exact așa se cheamă. Deci după ce faci o astfel de mutare, nu mai poți să faci anti-Marshall. Și joacă A4. Și culmea culmilor aici, Sophie, negru totuși îi dă drumul la D5. Deci el dorește cu orice preț să intre în atacul Marshall, care însă este o greșeală. Dar foarte surprinsă Puștoaica nu își dă seama, vrea să arate jucătorului din fața ei că este la curent cu toate noutățile, cum s-ar spune, și bate direct la D5. Adevărul că nu este cea mai tare continuare. Deci cea mai tare continuare aici este A4 ia pe B5, cu ideea clară că pionul din A6 este legat și îți atac calul. Și practic tu cu negru aici ești forțat să intri în următoarea variantă, în care însă vei rămâne cu un pion în minus și cu niciun fel de compensație. Deci tu cu negru aici ești forțat să bați la E4, dar după BC6, F3, dama F3, E4, să zicem, și dama C3, nebun F5, zici, păi da, uite cât de bine sunt dezvoltat, nu ai compensație, Sophie, pentru turna 5. Turnul ăsta începe dintr-o dată destul de necaracteristic, dar foarte agresiv și foarte, ca să spun așa, pe treabă, cum s-ar spune, intră în luptă, atacând nebunul din F5. Deci albul are un pion în plus și negru nu are compensație pentru el. În partidă însă, foarte rapid, albul, încă o dată pentru a arăta negrului că este la curent cu ce se întâmplă pe tablă și este pregătită, bate la D5. Încă o dată însă, nu crezi că asta e o mutare rea, dar nu este cea mai bună, da? Cea mai bună ar fi fost varianta de dinainte. Ca la A5, încearcă să ia perechea de nebuni. Calea pe E5, albul zice mersi. Negru zice, stai un pic, că mi-ai luat tu doi pioni acum, dar unul ți-l iau înapoi. Nebun B7, cal C6, bată dată, bate și ea, și el la B3, și nebun C5. Deci, din punct de vedere material în acest moment, Sophie, albora are toți pionii pe tablă, 8, dar sunt foarte aiuristic puși, da? Negru nu are decât 6, are 2 în minus, dar are, ca să spun așa, o poziție destul de caracteristică pentru atacul Marshall. Deși nu seamănă la prima vedere, cam tot poziție de atac Marshall seamănă la o, adică pentru că tu ai acest cal și acest nebun încă dormind în papuci și atunci puștai că aș dă seama aici că totuși nu este bine să stai cu piesele dormind și zice hai să-ți dau un pion înapoi și joacă foarte bine aici D4 pentru a deschide diagonala nebunului din C1. Vrei să scrii, dar nu știi cum. A, nu știi cum se scrie Marshall. Uite așa se scrie Sophie Marshall. M-A-R-Ş-H.
H-A-L-L. Uf. Bun. Revenim la partidă. D4, nebunea pe D4, evident că dacă bați cu dama nu mai pot de fericire cu alu, pentru că intru în final cu un pion în plus. Dar acum bat. Și de fapt aici săracul negru ce vede? Nebătând cu dama și ferindu-se de schimbul de dame, practic n-a luat niciun pion. Pentru că acum tu nu poți să-l bați pe ăsta. Că pierzi o figură după turna 8. Nu? Turna 8, dama 8, dama de 4, te-am păcălit de dita mai nebun. De aceea negru aici zice, las că împing în față. Și joacă A5. Dar dintr-o dată totul se schimbă. De ce? După cal C3, efectiv, tu cu negru rămâi cu doi pioni în minus, fără a avea nicio compensație. Da? Turne 8, nebun F4, da? Încă o dată, să nu caz în curse de genul acesta. Turnea pe 8, dama ia pe 8, dama ia pe D4, mat pe ultima linie. Mate. Da? De aceea, foarte bine joacă alb aici nebun F4, ca să intre și turnul din A1 și pe linia întâia în acțiune. Turne 1, dama e 1, cal G4, observ cum negru încearcă acum caracteristic într-un fel pentru atacul Marshall să declanșeze un atac la regele alb, de genul așa. Pe ăsta, scuză-mă, nu pe ăsta. Pe ăsta. Dar albul joacă nebun G3 simplu, dama F6, din nou 3 bătăi. Stai cu minte, cal D5. Ai 3 bătăi, dam și eu 3 apărări. Dama H6, H3, l-aruncă în spate. E ce simplu e șahul și la... Și după acest nebun E5, care nu prea-i văd rostul, dar să nu uităm ce fel de elo au jucătorii care joacă aici, puștaica pur și simplu îi bate figura. E ce mersi. Și după turnă 8, mutarea pe care se baza negru, că se legă acest nebun și mi-au figura înapoi. Da, ia-ți figura înapoi, dar eu voi schimba damele. Îi joacă după HG4, F6, damă C1. Scap de legătură și practic aici negru cedează, pentru că după dama ia pe C1, turnea pe C1, ești complet pierdut. Ai rămas cu un cal minus. Cu orice bați aici la E5, pionul C7 pică și pionul ăsta se duce, se transformă în damă. Deci material în plus și pion liber la transformare. Bine să fie fixora 6. Ia să mă uit un pic. Oricum nu mai aveam multe, să știi, mai aveam vreo... Dar nu, mai aveam niște partide, da. Mai aveam încă două partide în spaniolă și, pe urmă, și două în gambitul... Nu, una în gambitul regelui și una în italiană. Bine, Sofie, să știi că... Da, oricum o să vorbesc mâine cu tine la clasă, că sper că vii. Dar să știi că aici pe net nu o să ne mai vedem decât sâmbătă, pentru că miercuri voi avea o olimpiadă de șah la liceul de artă și voi fi arbitru acolo de la 4 după amiaza și o să țină până târziu, n-am cum să ajung la 5. Dar oricum mai vorbim mâine la clasă, da? Hai, la revedere, după amiază plăcută, pa, pa!